ta-ra-ta-ta. La mulți ani, Relu Connector! La mulți ani, Connector! Să-ți fie viața frumoasă! Te pupăm, dragul nostru! Mersi! Ce faci? Și eu. Ce Băi, faci? Uite, petrec într-un mod foarte select și în același timp egoist, pentru că m-am gândit foarte mult la treaba asta. Bă, de ce îi spune ziua mea? Dacă e ziua mea... E a mea, nene! E a mea, mă, mi-o fac cum vreau eu, nu o împart cu nimeni. Exact, exact. Așa că o par cu bunul meu prieten Cașa, cu care împart jocul ăsta FIFA, cu care, de care suntem împătimiți de ani de zile. Ești la FIFA tu, am înțeles. Exact, exact. Ai avut o zi plină, să înțeleg. Da, auzi, cu ce echipă joci, Relu? Barça. Barça. Deși în Bravo. Viața reală țin cu Real. Așa, dar Barça pentru că e Messi acolo, să înțeleg, nu din alt motiv. E Messi și e jocul de echipă constructiv. Bravo, și n-am. Bravo, bravo. Da. E talentul talentelor. Da, corect, e un super, super talent Messi. Am văzut că și tu te antrenezi de dimineața, am văzut că alergi, faci lucruri interesante, da. Așa, faci sport. Bravo, te felicit. Mulțumesc, da, mulțumesc. După o pauză de ceva timp, da, m-am reapucat de sport, măcar așa, cu alergatul, dacă nu mai intens. Știi că sunt un practicant și un om care încearcă să încurajeze oamenii la sport și mă bucur că aud... Când aud că artiștii încep să facă sport adevărat, alergare și așa mai departe. Dar anul trecut, de ziua ta, să ne aducem aminte, erai la sala Palatului, împărțeai acea zi minunată cu fanii tăi, erai pe scenă cu Salam, da? Erai cu Florin Salam pe scenă și cu mulți alți colegi de-ai tăi. Cum? Iartă-mă, n-am și cu, erai pe scenă cu Florin Salam și cu mulți alți colegi de-ai tăi de brazlă. Da, da. Cum ai simțit aniversarea de anul trecut în comparație cu cea de anul ăsta? Păi imaginează-ți că este fix extrema cealaltă. Adică nici măcar nu stăm cu... Sunt doar eu cu Cașca, cu tovarășul meu Cașca. Salutăm pe Cașca. Da. Ideea e că na, așa cum știi și voi, știi și tu, da. Ne-a luat ce ne e drag nouă mai mult, ne-a luat scena. Așa toată nebunia asta cu COVID-ul ăsta, nici nu mai vreau să-l pronunț, așa, și îți dai seama, pe mine m-a terminat din toate punctele de vedere, pentru că am pregătit oameni timp de 4 luni de zile, am plătit staff tehnic, am închiriat sala Palatului, s-au și vândut bilete, da. Oamenii au putut să-și recupereze banii, eu mai puțin pe afiș și pe partea tehnică pe care o plătisem deja. Plus munca, care nu se întoarce niciodată înapoi. Munca rămâne cumva, că o pregătim mai tare pentru anul viitor. Asta vreau să te întreb. S-a anulat sau s-a mutat pentru o altă zi? Pentru o altă perioadă? S-a amânat 100%, pentru că anul trecut sala Palatului cu spectacolul ăsta pe care l-am făcut eu, Iosif Ștefan, a fost un real succes. Au fost 4.000 de oameni și n-aveam cum să nu-l repetăm. Și deci, bineînțeles, ajustat și... Și deci l-ai mutat la anul, da? 9 iunie 2021, sala Palatului. E notat. E o mare nebunie. Uite, deja biletele s-au pus în vânzare pentru la anul. S-au pus deja biletele în vânzare, spui? Da, se pot comanda de pe iabilet.ro. Și cum anul trecut l-ai avut ca invitat special și de mare amploare, să spun, pe Florin Salam, și nu râd, chiar consider lucrul acesta despre el, ce ne pregătești pentru la anul? Vreo colaborare, vreun invitat pe scenă care să ne dea pe spate, mai ai sau le ții deocamdată pentru... Absolut, vă pot spune atât. Specificul show-ului va fi reggae. Reggae? Wow! Deci, da, reggae. Gata, și iau bilet. Voi avea un invitat internațional, reggae. Cât wow. De tare! Abia ce tare sunt. Da. Uite, să treacă anul mai repede. Da, astea sunt lucruri care îi pot face pe fanii tăi, care oricum cumpără bilete, dar și pe cei care încă nu știu sau nu sunt orientați să vină către spectacolul tău, să cumpere bilet, pentru că reggae-ul este atât de bun și atât de frumos și atât de, nu știu, creativ. Te lasă e iubit. Și pozitiv, vesel în același timp, pentru că trăim așa o perioadă a muzicii întunecate de ceva timp. Știi? Da. Știi? Și cu vara nu dorm headline și cu invitatul ăsta de afară internațional și cu instrumentiști de culoare, va fi un show mare.
un show, un show cu balans, să-i spunem, pentru că reggae are un balans aparte. Exact. Eu știu ce poți să faci tu, te știu, am mers la o grămadă de spectacole de ale tale și știu ce poți să faci, dar spuneai astăzi că astăzi este ziua ta și că vrei să o ții doar pentru tine. Ai și postat un mesaj foarte frumos pe Instagram astăzi. Puștule, ce mare ți-ai făcut! Și pe de altă parte și Mișa ți-a făcut o declarație foarte frumoasă. Mie mi-a rămas în minte ceea ce ți-a scris ea. La mulți ani pentru cel mai iubitor și grijuliu tătic. Cel mai iubitor și grijuliu tătic. Să fii sănătos, iubit și să-ți găsești liniștea și să-ți realizezi toate visurile. E, tu știai, dar ce m-ai întrebat așa. Partea a doua e extraordinară, prima parte e ușor exagerată, dar apreciez mult. No, să știi că partenera ta, fosta parteneră din viața ta, să te vadă ca cel mai iubitor și grijuliu tătic, mie mi se pare un lucru extraordinar într-o perioadă în care se tot atacă foști parteneri și oameni care se despartă și aruncă numai cuvinte urâte. Iată, ea pentru tine are cuvinte, despre tine are numai cuvinte frumoase. Mie mi se pare tare. E de admirat. Da, da. Noi m-am mai repetat lucrul ăsta. Noi o să rămânem o familie. Vrem, nu vrem. Bine, bănuiesc că cel mai frumos mesaj a venit din partea Maiei, nu? Da, și Maia mi-a scris pe Instagram, băi, da, o să văd. Mi-am propus să nu văd niciun mesaj. Da, o să le vezi, o să le vezi. Dar ce cadouri ai primit? Bănuiesc că ai primit un cadou, totuși. Am primit un cadou de la Gigi, tour managerul meu, pe care nu l-am desfăcut. Și cam atât, pentru că nu m-am văzut cu nimeni decât cu Cașa. Aha, dar e ceva care ți-ai dori în mod deosebit, dar nu asta cu sănătate, nu știu să fiu, ceva pe care Relu și-l dorește pentru sufletul lui, un obiect, nu știu, care să te ajute, să te, nu știu, ceva. Microfonul, ceva ce îți lipsește sau ce ți-ai dori să primești. Băi, sincer, aș dori să primesc o pereche nouă de monitoare audio. Pentru că adamurile mele s-au stricat, s-au ars în altele și sufăr tare. Ai vrea Yamaha pe clasic sau ceva mai modern american? Nu, Yamaha este mult prea clasică pentru mine. Aș lua ultimele adamuri care au apărut acum, aș înlocui adamurile mele care oricum au arse astea în altele și mediile și aș lua modelul nou de la Adam. Da? Dacă se încumete cineva, dacă mă aude cineva. Deci dacă aude cineva, Adamuri noi pentru Relu la studio, are nevoie maximă de ele. În maxim o lună o să le ai. În maxim o lună sunt convins că prietenii și cei care te iubesc vor pune mână de la mână și le vor lua. Pe de altă parte ai și o piesă nouță. O colaborare foarte frumoasă, pentru care te felicit, o piesă frumoasă. Drogul meu neinterzis. Mulțumesc, da, cu Nane. Drogul meu interzis, tare. Drogul meu neinterzis. Neinterzis. Căci dragostea este neinterzisă. Cel mai frumos drog, da. E o piesă frumoasă și mă bucur că Radio Virgin o difuzează și poate prin curaj și celelalte radiouri. De ce nu? Tare. Dar, Renu, noi mai avem o surpriză pentru tine. Avem un prieten de-al tău care vrea să-ți spună la mulți ani și îți va spune la mulți ani aici, intră la noi. El este protagonistul zilei, imediat o să vezi despre cine este vorba. Protagonistul zilei, What's Up, Ce faci, man? Bine, man. Dar așa că nu știu unde să mă uit, în care cameră, în asta, uite-te în ce cameră vrei tu. Dar uite, mai bine vii aici și acolo? Spune, vine alături de noi. Acolo? Da, poți să zic de aici? Vine aici, vine aici. Mamă, și de cât timp mi-am dorit să stau pe scaunul ăsta? Exact. Mamă! Relule! Știi că te iubesc? Vrea să nu mai devine! Fii atent aici, o să te uiți după emisiune probabil la imagini și îți zic atât, m-am îmbrăcat foarte simplu astăzi, pentru că astăzi dimineața ți-am auzit noua piesă și mi-a ajuns nu la inimă, la suflet, m-a atins până în, nu știu, până în adâncul oaselor. Mi-ai rupt inima în două de fericire. Drogul meu neinterzis. Vreau să-ți mulțumesc. Nu, cred că se referă la o altă piesă mai nouă. Da, e nouă, are 22 ore, nu știu cât are. Da, e piesa a lui Blazini cu mine și cu Bacovia, care se numește... Cum se numește? Cum se numește piesa, te omor! Ideea că... e cel mai tare brand, așa trebuie să Ideea că îmi bate inima foarte... A, nu! Iartă-mă, se numește J. Cole!
J. Cole, yes. J. Cole. Da, mamă, îmi place mult J. Cole. Renu, să zic, nu lăsa. Din inimă, repede, fii atent, te iubesc în toată inima mea. Și pentru cei care nu știu, tăticul este român evreu, mămica este țigancă creștină. Și acum, dacă sunt jumate țigan, pot să zic pe televiziune, ești țiganul meu favorit, te iubesc în toată inima mea. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Mulțumesc. O să zic și eu că aș bea o bere la halbă sau una la țap. Orice bere aș bea, o prefer cu WhatsApp. Cel mai mult îmi place lângă Relu să dau din cap. Mamă! S-a ridicat ștacheta, ce să zic? Te iubesc mult, sănătate multă, bra. Fiți atent! Băi, mulțumesc mult! Mersi, Relu, mă bucur că te văd și că ești bine. Vă provoc data viitoare, vă provoc data viitoare să veniți să facem un schimb de versuri. Battle? Da, asta da. Facem. Relu și WhatsApp, bătăria rimelor. Dar asta cu altă ocazie, ce să zic, data viitoare. Relu, te lăsăm acolo să câștigi la FIFA, la ce vrei tu. Doamne ajută, te pupăm încă o dată la mulți ani, să ai o zi minunată sau o sfârșit de zi minunată. La mulți ani, să fii sănătos și nu uita, dacă ai sănătate, de restul te ocupi tu. Bravo, bravo. Te pupăm. Seara minunată, Relu. Vă pupăm și la mulți ani încă o dată.